Sărătuna doamnelor, bună ziua domnilor, numele meu este Iulian Jugan, sunt subprefectul județului, am fost desemnat să conduc ceremonia de depunere a jurământului de către consilierii locali aleși, respectiv primarul comunei Văleni. Prezența o avem realizată și majoritatea, astfel încât să putem constitui Consiliul în ședința de astăzi. Din totalul de 9 consilieri, 7 sunt prezenți, ceilalți 2 urmând să fie aleși din rândul supleanților, după ce vom primi încheiere de la judecătoria Roman. Ca și procedură, o să vă descriu în câteva cuvinte. Voi desemna președintele de ședință, potrivit legislației în vigoare, persoana celui mai experimentat dintre consilieri, ca să nu spun cel mai în etate, respectiv cei 2 consilieri, cei mai tineri din rândul celor care vor depune jurământul astăzi, care îl vor secunda ca și vicepreședință. Urmă vom proceda la depunerea jurământului de către consilierii locali, după ce în prealabil voi spicui din încheierea primită de la judecătoria Roman. Să vă rog să păstrați pentru după ceremonie dialogul. După ce voi spicui din încheierea primită de la judecătoria Roman, care validează mandatele domnilor lor. După ce depun domnii consilier, la fel voi spicui din încheierea judecătoriei elementele de validare pentru mandatul de primar, după care o să rugăm pe primarul ales să depună jurământul. În partea de încheiere vom trage concluzii, vom constata dacă s-au îndeplinit elementele de legalitate pentru constituirea Consiliului Local, respectiv pentru preluarea mandatului de primar. Dacă voi adresa eu câteva cuvinte, dacă domnul primar ales și domnul primar care predă astăzi mandatul vor să vă adreseze câteva cuvinte, după care vom declara închisă ședința, ceremonia. De asemenea, ați distribuit... Da. Ați distribuit materialele. Doamna secretar general v-a distribuit fiecare dintre dumneavoastră, cei care depuneți astăzi jurământul, materialele legate de legislația incidentă vis-a-vis de calitatea de aleși local, respectiv pe incompatibilități, pe conflicte de interese, pe obligațiile care derivă din aceste calități, de a depune declarații de avere, declarații de interese. Permisiunea dumneavoastră și dacă ne-am așezat cu toții și respectăm caracterul solemn al acestei ceremonii, păstrând liniște și ordine, am să încep cu primul punct pe ordinea de zi, respectiv desemnarea președintelui de ședință și a celor 2 colegi consilieri locali care îl vor secunda, probabil ca urmare a identificării făcute de doamna secretar general. Președintele ședinței de astăzi este domnul Dan Relu Grigore, persoana cu experiență. Semnatul. Da? Și va fi secundat de doamna Mariana Harabagiu, da? Și domnul Ionuț Stoica. Perfect. Înainte de a începe procedura de depunere a jurământului de către consilierii locale, am să spicuiez în încheiere, domnul președinte, dacă dansăm. Așa. Vorbim de încheierea civilă numărul 658 din 2024, emisă de judecătoria Roman, instanță care dispune validarea mandatelor următorilor consilieri locali ce intră în componența Consiliului Local al Comunei Văleni. Domnul Gheorghe Iacob, din partea PNL, domnul Florin Tutunariu Stoleru, din partea PNL, domnul Ionuț Stoica, din partea PNL, doamna Mariana Harabagiu, din partea PNL, domnul Dan Relu Grigore, din partea PSD, domnul Maricel Papafir, din partea PSD, domnul Lionel Blanarul, din partea PSD, așa cum este normal, a invalidat mandatele consilierilor Ionuț Mititelu, respectiv Ion Apachiței, domnul Mititelu optând pentru calitatea de primar. Bineînțeles că această încheiere de la judecătorie este executorie. Am să rog pe domnul președinte de ședință să invite în ordine alfabetică sau în ordinea care crede de cuviință, pe rând, pe fiecare dintre consilieri să depună jurământul. De asemenea, fiind un moment solemn, o să vă rog să ne ridicăm în picioare pe parcursul depunerii jurământului de către consilierii locali. Acesta va fi 2 exemplare. Fiecare citește textul jurământului, semnează cele 2 exemplare. Unul dintre exemplare rămâne la doamna secretar general, celălalt rămâne în posesia consilierului care depune jurământul. O să vă rog să invitați pentru depunerea jurământului. V-aș ruga să vă mânuați stabilită ca să nu... Sigur, am exact în aceeași ordine. Atunci o să dăm citire la primul consilier, care este recunoscut. Da, eu pusasem în ordine alfabetică, dar nu are importanță asta, e important să depunem jurământul. Este un jurământ solemn, cu care dumneavoastră o să aveți o încărcătură morală și civică foarte importantă, pentru că în următorii 4 ani veți face parte din conducerea acestui consiliu local și atunci va trebui să fim ca atare cu foarte multă seriozitate și demnitate. Invit pentru depunerea jurământului pe domnul Iacob Gheorghe. Vă rog să păstrați liniște, cu mâna stângă. Tot jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Văleni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări. Semnați, vă rog frumos, domnule. Semnați. Ambele exemplare. Dați-le. Mai aveți un exemplar. Double exemplar. Da, public, așa că... Nu-mi dăm nimica. Aveți răbdare. Totul se rezolvă. Un exemplar luați de dumneavoastră, o dați la ei pentru doamna secretar general. Să nu se dă un exemplar. Da. Vă rog, președinte. Acum urmează Tutunariu Stoleru Florin. Știți, domnul consilier? Nu știu, domnul. Pe urmă? Da, lasă. Mulțumesc. Chiar acum. Mai un moment. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Văleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Haideți mai aproape Sfinția voastră ca să simțim binecuvântarea prin care... Următorul de pe listă de domnul Stoica Ionuț. Vreau să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere, din puterea mea, pentru binele locuitorilor comunei Văleni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sunt amândouă semnate? Da. E regulă, da? Sigur, da. Acum invităm pe doamna Harabagiu, Mariana. jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea, pentru binele politorilor, comunei Văleni. Așa să merge Dumnezeu. Și celălalt exemplu. Și aici. Îi semna celul respectivul. Da. Acum urmez eu. Dan Relu Grigore. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Văleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa, Papafir Maricel urmează la depunerea jurământului. Papafir. Vă rog cu mâna pe Biblie și Constituție. Jur să respect Constituția legii a țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și protecția așa pentru binele localității așa Văleni, așa să ne ajută Dumnezeu. Nu pierd, nu pierd. Și eu după prin domnul Blanarul Ionel. În cel din urmă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Văleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Înainte ca domnul președinte să-l invite pe primarul ales să depună jurământul, ca și în cazul unor consilieri locali, asta e, da? Da. Să vă spicuiesc din încheiere. Să vă spicuiesc din încheierea numărul 586 din 2024 de la judecătoria Roman, instanță care dispune validarea alegerii în funcția de primar al comunei Văleni a candidatului Mititelu Vasilic Ionuț din partea Partidului Național Liberal. Bineînțeles că această încheiere este executorie de drept. Vreau, domnul președinte, invitați-vă. Da, domnule primar Mititelu Vasilic Ionuț, vă rog să depuneți jurământul. Mulțumesc, domnule primar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Văleni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să vă rog să ne așezăm. Dacă ne-am găsit și locul și liniștea, dacă ne-am găsit, nu chiar țapă. Dacă ne-am găsit și locul și liniștea, înainte de a trece la faza procedurală, o să rog pe domnul primar să-și facă schimbul de da. Domnul primar, în acest moment ar trebui să vă dau eșarpa. Vreau să vă spun că Este o onoare deosebită. Am avut onoare să port această etapă. 4 ani, un mandat. Am purtat-o cu respect și cu mândrie. Ceea ce vă dorește dumneavoastră, la fel, este un semn de prețuire. Această eșapă se va ducă numai... Nu, invers. Așa. Să o purtați cu demnitate și cu mândrie. Sunt ceva emoții, știți, când se predă așa. Important e că i-a predat. Da. Data viitoare. Foarte bine. Domnule primar, vreau să vă mulțumesc pentru predarea eșarfei, să vă mulțumesc pentru toți aceștia 4 ani care am colaborat, am fost colegi. Colaborăm în continuare, sunteți consilier local, vreau să vă mulțumesc și invitațiilor, vreau să mulțumesc domnului subprefect pentru participare, vreau să mulțumesc foștilor consilieri, care avem câțiva care au o vârstă și se retrag. Vreau să le urez succes noilor consilieri care au intrat astăzi în drepturi. Tot ce vreau să spun că am 39 de ani, sunt cam tânăr, nu, cu discursurile nu stau chiar așa ok, dar știți vorba aia, nu discursul face tot, faptele trebuie să vorbească. În al doilea rând, vreau să facem o echipă aici la nivel de comună. Nu contează culoarea politică, nu contează ce am avut noi, disensiuni, campanii, ce-au fost, au trecut toate. Să facem o echipă, să construim ceva pentru comunitatea noastră. Cred că asta e cel mai important. Și aici nu numai noi, Consiliul Local, Primăria, vorbim și de Sfinții Părinți, vorbim și doamna director școlar, toată lumea. Trebuie să dăm mână cu mână și să facem ceva. Eu așa o gândesc și asta e mentalitatea mea spre dezvoltarea noastră, a comunității. Dacă greșesc, asta este. În rest, ce să vă spun? Dumnezeu înainte și... Sperăm să construim. După 4 ani să ne întâlnim aici și să enumerăm câteva proiecte. Și atâta tot. Mulțumesc frumos! Dacă îmi dați voi 2 secunde, ați menționat foarte bine domnul primar, pentru că acum sunteți primar cu puteri de pline. A spus că mulțumesc frumos pentru acești 4 ani. Nu, noi lucrăm împreună, avem 4 mandate. La rând de când lucrăm. Eu viceprimar, primar interimar, viceprimar, iară primar. Deci sunt 16 ani de activitate în care am lucrat și nu pot să spun că s-a lucrat rău, eficient, cel puțin din punctul meu de vedere și adresându-mă la persoana dumneavoastră. Dumneavoastră ca funcție care ați ocupat-o și eu în calitate de viceprimar și primar. E adevărat că aici ați punctat foarte bine ceea ce discutam și cu domnul subprefect în biroul primarului despre coagularea asta și echipa care va trebui formată, indiferent de culoare politică și când este vorba despre angajamente, chiar ele fiind și politice și care sunt benefice pentru Comuna Văleni, atunci nu va trebui să se țină cont de culoarea politică, de obiectivul care va trebui să fie realizat. Referitor la realizări, ați spus foarte bine, ați punctat, exact peste 4 ani sperăm să fim un pic mai dezvoltați, în toate mandatele, pentru că l-avem în față pe domnul primar Murariu și în mandatul lui s-au întâmplat lucruri foarte multe și frumoase și în mandatul meu, cu bune, cu rele, dar în principiu, în Consiliul Local Văleni nu prea au fost disensiuni sau alte probleme în care să fie o problemă majoră sau ceva care să fie în folosul comunității, să nu fie aprobat sau cineva să fie pus pe pedică. De asta, pentru viitor, vă urez succes în noul mandat. Mulțumesc, domnule primar. Și tuturor consilierilor aleși. O să mai avem o rundă de consilieri, de numiri de consilieri. Probabil săptămâna viitoare, domnul Stoica. Sau nu știu cum o să fie. Vedem cum vine, la judecătorie. Atunci vă urez succes. Mulțumim tuturor participanților la această ceremonie de investire. Și continuăm lucrările. Încă o dată. Încercăm să tragem concluziile ca să terminăm această ceremonie. O să fac distinția de acum, domnul președinte, o să-i spun că e președinte de ședință și domnul primar. Vreau să vă spun că ce vedeți aici la Văleni e un o stare de normalitate. N-am întâlnit în multe dintre localități și gândiți-vă că din cele 83 de UAT-uri care împreună cu domnul prefect le împărțim să realizăm ceremoniile, n-am găsit nicăieri, nu mai spun că la Văleni 3 primari în aceeași încăpere, ceea ce e un semn de normalitate. Ce spunea domnul președinte, discuția avută înainte de a începe ședința, nu credeți că i-am făcut instructaj, spuneți despre asta, dar nu. Chiar așa au gândit și ei și m-am venit cu inima deschisă, mă știu și cu domnul președinte, și cu domnul fost primar, și cu actualul primar. Vreau să vă felicit pe toți cei care astăzi ați depus jurământul și vreau să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră, când o să fiți în echipă completă de 9, reprezentați tot ce e mai bun din ceea ce e mai bun în comună. Oamenii pe care îi vedeți, mulți dintre ei au venit să asiste la ceremonia de depunere a jurământului și v-au investit cu încredere, înainte de orice. V-au investit cu încredere, indiferent dacă unii v-au votat pe unii, pe alții, sau au venit la vot sau n-au venit, le datorați respect fiecăruia dintre locuitorii, 1500 de locuitori ai comunei Văleni. Ați văzut textul jurământului, e unul extrem de concis, dar profund. Am văzut că fiecare dintre dumneavoastră ați avut doza de emoție firească și normală și m-am bucurat să văd lucrul ăsta, că ați trăit momentul cu adevărat. Vorbește jurământul despre bună credință, vorbește despre putere, vorbește despre pricepere. Sunt cele trei ingrediente pe care fiecare dintre dumneavoastră cei aleși, frunte cu primarul, trebuie să le puneți în slujba cetățenilor. Și nu-s vorbe mari, nu-s discursuri politicianiste, nu sunt... Eu vă spun din prisma unei persoane care are experiență și în administrația centrală și în administrația locală și întotdeauna am recomandat în UAT-uri, indiferent de majorități, de minorități, de înțelegeri, de neînțelegeri, să facă partidul comunei. Pentru că, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, asta este important. Să nu vă gândiți că la vreun minister, fie el că gestionează fonduri europene, că gestionează bani, că știe vreunul dintre miniștri sau consilieri sau secretari de stat neapărat că există Comuna Văleni. Dau un exemplu, ca mare majoritate. Nici nu interesează. Inițiativa trebuie să plece de la dumneavoastră și nu așteptați doar de la primar să vină cu propuneri de proiect, de fiecare dintre dumneavoastră. Și așa cum știu că Ionuț e un tip deschis, a crescut în preajma celorlalți doi foști domn primari. Cred că are deschiderea și înțelepciunea și priceperea să accepte și din partea dumneavoastră idei. Orice idee aveți, orice proiect despre care auziți. Chiar dacă în momentul de față încă suntem tributari unor, știi că am auzit că va fi un proiect, de regulă ministerele din comoditate sau din prea plinul sau număr mare de funcționari, preferă să dea comunicate sau să posteze pe site fel de fel de proiecte și tu trebuie să stai să cauți, când prioritatea, din punctul meu de vedere, eu așa văd lucrurile, mai ales când proiectele se adresează UAT-ului, primăriilor, ar trebui primii pe care informează să fie primăriile, ca să poată să aplice în situația în care au suficiente resurse. Încă o dată vă felicit, îi felicit și pe toți cei care au făcut parte din Consiliul Local până acum și încercați să faceți lucruri. De câte ori ieșiți prin sate, pe ulițe, pe drumuri, să-i priviți pe oamenii ăștia noi, să le spuneți că încercați, că faceți lucruri, nu doar ceea ce nu se poate. Probabil fiecare dintre dumneavoastră în campanie ați promis fel de fel de lucruri care se pot întâmpla. Noi suntem o prelungire a eforturilor dumneavoastră, dar v-am spus, până nu vine de la dumneavoastră, va fi foarte greu să gândească cineva de la București că o fi nevoie la Văleni de, nu știu ce, prelungire a rețelei de apă sau de gaz metan. Noi vă suntem alături, la nivelul județean, vă sprijinim în continuare, că repetăm că suntem tributari, te duci la minister, chiar dacă te duci tu primar și nu te știe nimeni, trimite la registratură, du-te și registrează, lasă acolo hârtia și când s-o trezi tante și scoate hârtia ta de sub ceașca de cafea, o să primești un răspuns. Dar noi o să încercăm să facem lucrurile să se miște și e de apreciat atunci când vezi autorități locale care fac demersurile până la urmă pentru binele comunității, pentru că apa, canalul, gazul metan, drumul asfaltat nu mai sunt mofturi. Sunt necesități. E stare de normalitate pentru cetățeni. Și pe măsură ce faceți, vă așteptați ca toți ceilalți care v-au votat să crească standardul. Nu să spună, a, mi-a făcut drumul, gata, treaba nu mai întreabă, 20 de ani nu mă mai interesează ce face primarul. Nu, o să vedeți că alte comune fac și un teren de sport, mai fac și o grădiniță, mai fac... Și atunci și oamenii se gândesc, cei tineri, hai să facem copii, hai să vină cei care sunt plecați afară să câștige o bucată de pâine, mă duc acasă că pot să-mi construiesc și o baie și o bucătărie și am condiții minime de civilizații. Și din asta nu trebuie decât să vă puneți toată priceperea și puterea în slujba lor. Mulțumim încă o dată Sfinților Părinți pentru, și se prezumă că ne dați binecuvântarea atât celor care au fost astăzi în calitate de aleși sau de pujărământul, cât și celorlalți prezenți la ceremonie și sper să le fiți în continuare alături, așa cum înțelegeți că sunteți întotdeauna lângă autoritatea locală și bineînțeles și autoritatea locală lângă Sfânta Biserică. Dacă nu mai sunt alte elemente, o să vă rog, domnul președinte, să declarați ceremonia închisă. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și prezența destul de masivă pentru investirea noului primar. Declar închise lucrările ceremoniei.